Namaste. Haideți să practicăm acum împreună acea tehnică de respirație alternativă menită să ne aducă un somn odihnitor și mai mult calm, mai multă relaxare, eliminarea tensiunilor și eliminarea stresurilor. Câteva reguli simple. Întotdeauna vom folosi numai mâna dreaptă și vom folosi degetul mare și degetul inelar pentru a bloca alternativ nările. Întotdeauna începem cu expir pe nara stângă și terminăm tot cu expir pe nara stângă la finalul exercițiului. Cel mai bine pentru un somn calitativ ar fi să ne așezăm în pat, înșezut și să începem această tehnică pe care să o practicăm pentru minim 8 minute. Haideți să începem ca să facem împreună până când veți învăța, nu va dura foarte mult timp. O să folosim degetele de la mâna dreaptă, cum spuneam, astupăm nara dreaptă și expirăm pe nara stângă. Eu am să fac o mudră, nu este nevoie să o faceți și voi dacă nu vă este la îndemână, deci expir pe nara stângă. Cel mai bine ar fi să închidem ochii și să ne interiorizăm. Inspirăm pe nara stângă, profund, complet. Astupăm nara stângă cu inelarul și cu degetul mic. În cazul meu, expirăm pe nara dreaptă. Cât mai profund încercăm să stoarcem plămânii de aer. Inspirăm pe dreapta. Astupăm nara dreaptă și expirăm pe stânga. Inspir tot pe stânga. Astup nara stângă, expir pe dreapta. Inspir pe dreapta. Expir pe stânga. Inspir stânga. Expir dreapta. Inspir dreapta. Expir pe stânga. Inspir pe stânga. Expir pe dreapta. Inspir pe dreapta. Expir pe stânga. Inspir pe stânga. Expir pe dreapta. Inspir pe dreapta. Expir pe stânga. Și continui în acest fel, timp de minim 8 minute. Nu uităm, întotdeauna terminăm cu expirul pe nara stângă. Acestea fiind zise, sper că ți este foarte clară tehnica, nu este mare filozofie, doar urmărește să o practici. Cu atenție, poți să închizi ochii când o practici și aștept să-mi scrii rezultatele pe care le-ai avut. Namaste!